Un copac de câțiva metri înălțime s-a prăbușit sub rafalele vântului peste locul de joacă din parcul Oleg Danovski. A fost doar una dintre intervențiile pentru care au fost solicitați pompierii și angajații municipalității duminică. Vântul a atins viteze și de 80 de km pe oră, fiind vigoare în întreg județul o avertizare de cod galben. Intervenții au fost în mai multe localități din Constanța. Până la ora 20 de pildă, cu 3 ore înainte de expirarea codului galben, pompierii deja acționaseră în mai multe situații. CISU Constanța a intervenit pentru degajarea mai multor copaci căzuți pe raza județului Constanța astfel. 2 în Neptun, 1 în Olimp, 4 în Constanța și 1 în Jupiter. În alte cazuri au mers angajații primăriei. Oamenii au fost sfătuiți să evite adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau a imobilelor aflate în construcție. Efectele codului galben de vânt s-au văzut și pe plajă, unde s-au format adevărate furtune de nisip. Rafale puternice au fost și în largul Mării Negre, porturile fiind închise din cauza vântului. De la etajele superioare ale clădirilor, orașul părea acoperit de o negură de nisip. Din fericire, furtuna nu a făcut victime la malul mării. Autoritățile au anunțat doar pagube materiale în urma codului galben.